încă un eveniment care s-a mai petrecut la Lachiș. A fost un împărat care a fost omorât aici, Amația. Împotriva lui s-a făcut o uneltire la Ierusalim. El a fugit la Lachiș, dar l-a urmărit și la Lachiș, unde l-a omorât. L-au dus pe cai și a fost îngropat la Ierusalim. Și asta este partea de vest a Lachișului. Aici este un pinten de munte, probabil o rămășiță a rampelor de atac asiriene sau babiloniene, nu se știe. Arheologii ar trebui întrebați. Cine vrea studiază internetul și află de ce este rampa asta de pământ aici. Metoda cu rampa de pământ era metodă babiloniană de cucerit cetăți. A folosit-o mai târziu și Alexandru cel Mare. A făcut chiar un dig când a cucerit Tirul, parcă.